Vrei să-mi ții lecții cum să-mi pun femeia la punct, sau? Nu, avem o altă treabă. Zi. Așteptă să vină și Robi să nu răcesc gura de două ori. Salut, băieți! E, de că a venit. Spune. E vorba de Noni. Chigă. Trebuie să-i dăm o lecție. Bun, se rezolvă. E, nu bun să rezolvă, așteptă să vină despre ce-i vorba, vorbim de mașină. Teodore, ăsta se dă cocoș. Să crede șmecher, a început să vină cu amenințări, așa că... Vezi, când eu spun bun să rezolvă, ăsta nu-i convine. Eu știu că ție-ți convine, eu ce vrei să fac. Trebuie să-l speriem un pic. Până nu înțelege, n-o să fim în siguranță. Să nu mai zic că s-a dat și la nevastă ta. Bun se rezolvă. Bine. Hai. Nu mai fi scoși pe mine la o căldură, la o friptură. M-ai adus aici să paralizez de frig. Bravo. Noni, noi doi am avut o discuție și se pare că n-ai înțeles ce te-am rugat. Așa e, mă, nu prea înțeles ce te-am rugat. Păi, Danezule, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Dă-i bricea, glutul, dor frumos, că știu că l-ai la tine. Danezule, Danezule, sunt omul tău. Bă, tăși, bă, în genunchi. În genunchi, mă, imediat. Deci, fii atent aici ce spun. Și Danezu și Tudor a zis doar să te speriem. Bă, dar eu nu te halez deloc. Danezule, te rog eu... Stai, bă, din gură, că cu mine vorbești. Eu nu vreau să te mierlez, mă, fraiere. Bă, înțeles, mă? Robi! Și să știi că nu-l oprez din milă, știi că n-am o problemă cu asta. Dar poate mai meriți o șansă. E ultima dată când vreau să-ți văd fața. Gata, Danezule. Data viitoare nu-i mai dau stop, să știi. Bă, fii atent, eu nu halez vrăjeala asta. Lasă-mă să-l omor. Lasă-l. Bă, uite-te la mine. Data viitoare, te omor, mă, prostule. Ai înțeles? Dă-i drumul de aici. Stai acolo, mă, în genunchi pleci din fața mea, în patru labe. Dă-i drumul de aici. În patru labe mergi. Ce m-a fost bătaia aici, acest cu mașinile de poliție pe afară? L-au luat pe Danezu. Pentru? Corupere de minori. A? Din cauza Simonei. Mama Ana a făcut o plângere și... l-au arestat. Ce prostie. Soacră s-a l-a băgat la pușcărie. Ce-a devine că-s prost? Nu, tu nu ești prost. Du-te și vorbește cu avocatul. Te rog, eu te la el acasă. Mă duc, dar mai lasă să se mai perpelească așa un pic. Mamă, frate! Stai mai răbdare! Unde te grăbești așa? Lasă să aștepte! Ce-i? Ce-ai făcut? Păi ce să fac? Era omul plecat din țară. Și avem sau nu avem avocat? Păi normal că avem avocat, că i-am dat 1000 de motive să avem avocat. I-ai zis să aducă de la secție? Nu, fratele meu, mai întâi l-am trimis frumos pe la Sinaia, puțin la spa, că era agitat, știi, să se relaxeze, un masaj, papapa. Normal, se duce direct la secție, om. Tu cu Danezu ai vorbit? Păi n-am vorbit. Am crezut că mergi cu mine să vorbim cu... Păi mergem. Dar eu am o problemă. Eu sunt tare curios, mâncați și gurata, cum poți să te duci la pușcărie că îi dai kilometrajul peste cap la un copil? Hai, mă, Robi. Băi, ce hai, mă, Robi, bă, la cât te-a făcut mâncați și gurata, cu mașini, șmecherii, infracțiuni? Cum dracu, tocmai pentru asta s-a dus la pușcărie? Las că nu i-aș plânge de milă lui Danezu. Bă, băiatule, tu știi câte femei știu eu care au gagii de ăștia ca Danezu? Și dacă le vezi mamele pe acasă, pe-n fața blocului? Fata mea e realizată, merge bine. Altceva. Lasă că avem probleme mai importante. Cum ar fi? Noni. Lasă-mă că pe Noni pun eu mâna și-l bat ca pe femeie, îți promit. Hai, acum nu te mai grăbești, că îi se strică portocalele lui ăsta. Ce credeai că-l las? Nu poate. La portocale, mă. Nu pot să mă abțin de să fac mișto de el. Trăiți. Bă, urtie aici am. Nici în vizită nu mai vreau să vin. Suntem nevoiți. Chefa, mă, păsărica, mă.
Cum e în colivie? Te bucur, Robiță? Uite ce ți-am ales. Hai, lasă gargara. Ziceți mai bine ce ați făcut. Am vorbit cu avocatul. Așa. Mi-a zis că o să vină din străinătate, expre ca să te scoată pe tine de aici. Eu ce mai caut aici? Pe ce cauți? Cauți că nu e așa de simplu. Crezi că bați așa din palme și gata? Robi, o să sun pe cineva să grăbească lucrurile. Hai că m-am plictisit deja. Păi te cred. Mai ales când acasă te așteaptă. Ce mă așteaptă acasă, Robiță? Un pat calm, Danezule. Danezule, vezi că am vorbit cu Ana și mi-a zis că Simona n-a ajuns acasă seara. O fi la mine, căutați-o acolo. Ne-am gândit și la asta. Nu e. Scoate-mă, dracu, date de aici, Tudore. Ce vrei să facă închis aici? Ho. Ne grăbim cât putem. Hai. Hai. Hola, bonbon. Bună ziua. Cheamă-l pe Petre. Pe cine? Tu nu știi pentru cine lucrezi? A, pentru domnul Petre. E regulă, Roxana. Domnul vine la mine direct de la stână, de la oi. De unde vin, mă? De la stână, mă, de la oi. Te mai folosești mult. Ce fac? Te folosești, asta faci. Ce vrei, mă, că nu i-am cerut nimic la Danizu. Păi, dar are el nevoie de tine. Scoate-l de la pușcărie. Mintenaș. Asta mai aveam eu nevoie acum pe capul meu, mă. Mă, te rog, eu nu mai vorbi, că și așa nu înțeleg nimic din ce spui, da? Avocatul a dat de belele. A dat de un gabor care le vrea să facă totul ca la carte. Acum nu înțeleg eu. Păi îți explic eu. Dacă nu-l scos pe Danizu de la pușcărie, data viitoare nu mai vin cu nicio fată, ai înțeles? Și o folosesc pe aia care și așa nu prea o duce capul. Taci, mă. Bine, disare e acasă. Ai văzut? Ți-ai revenit. Tățuc! Veniți-mi coace. Ipăți-mă! Nenorocitul ăla de noi, trebuia să-l omor când am avut ocazia. Trebuia să iau gâtul ca la câini. Danesule, vorbim de omorât oameni, de parcă ar fi ceva normal. Lasă-mă că la chiar merită, fraierul. Păi data viitoare, îl belesc de viu, să mă înțelegeți. Bă, să nu fie o dată viitoare. Ba, o să fie! O să fie și prima ajutat! Clar? Mirela, ia-o tu pe Cleo și mergeți în cameră, te rog. Du-te, Cleo, de aici. Du-te de aici. La poftim, ești mulțumit? Acum o speri și pe Cleo? Lasă-o pe Cleo că o să treacă peste asta. Zi-mă ce s-a întâmplat, mă, mâncați-și gura ta. Nenorocitul ăsta a violat-o pe Simona, asta s-a întâmplat. Trebuie să mi-l găsiți, că nu mai pot. Nu mai știu în cine să am încredere. Trebuia să ajungă la aeroport cu un șofer pe care l-am trimis eu și în locul ăluia a ajuns Noni. Noni care a luat-o pe... Danescule, unde e Simona? Acum e la mine acasă. Liniștește-te. Oh, gata, că-l găsim. Nu știu, găsiți-mi-l. Îl găsim, gata. Îl găsim. Stai liniștit. Bine. Hai, vorbim. Îmbrăcați-vă, schimbați-vă. Poftim. Hai, mă, iau din loc. Tu? Ce vrei? Hai să mergem. Eu te întrebam de băutură, mă, dar vă că țin numai la prostistă, mi te ajut. 99,9% din cazuri ai dreptate. Dar de data asta e vorba de altceva. Așa că hai. Ana, nu e. N-am cum să plec așa de capul meu. Hai, mai terminați-vă băuturile și afară toată lumea. Hai. Se închide în 2 minute. Ce te uiți, mă, așa? Ce te uiți? Nu înțeleg ce vorbesc. Ești dracu, afară. Afară toată lumea. Mai repede. Haide. Robi, dar nu e ok să dai lumea așa afară din bar? Ai nebunit? Da, uite că e ok. Nu merg nicăieri. Danezu o să turbeze. Danezu are alte treburi. Eu spun că mergem. Păi, nu merg nicăieri, am spus. Ce ai? Noni a violat-o pe Simona. Vrei să treacă și pe la tine? Uite și ia-ți hainele imediat. Acum. Acum am spus. Cheile. Cheile.
Mie-mi-e frică, să știi. N-ai de ce. Tu n-ai văzut ce a făcut Simonei, săraca de ea? Bă, îți spun eu, deci ăsta e nebun. Tu nu știi cum îl știu. Da, nici el nu prea mă știe pe mine. Să vezi tu ce-i fac eu ăsta. Ce să-i faci? Ce o să-i fac, nu mai contează ce o să-i fac, dar vreau să fiu sigur că nu te mai atinge nici măcar cu un deget niciodată. Până atunci vreau să stai în casă, nu vreau să te miști din casă, clar? Dar mă rog, de ce să stau în casă? Pentru că mi-ai povestit cum te-a terorizat, te-a bătut, te-a chinuit, te-a schinjuit, de-aia stai în casă. Până îl prind. Păi aia te duci unde vrei. Adică nu cred eu că a plecat el din oraș. Bă, nici eu nu cred că a plecat, dar am vorbit pe peste tot și nimeni nu dă de el. Cineva l-o ascunde și pe el, n-a l-o proteja. Vezi, vezi, când pun eu mâna pe el, cum îi dau drumul la sânge cu briceagul ăla cu care a încercat el să mă mielesc. Eu te înțeleg că ești nervos, dar Robi, asta nu e o soluție. Nu știu ce ar trebui mă să fac, vrei să aștept să pățească aura sau aia mică ceva? Bă, chiar ești nebun, crezi că aia ăla tu poți să vină cel pe ea? Păi știi ce să risc? Oricum noi suntem de vină. Ce mă? Păi noi l-am întărătat, că l-am încolțit. Mă, și acum eu ce trebuie să-mi fac probleme de noni? Cine trecui fraierul ăsta, mă, că pun mâna pe el și-l mierlesc? Păi, dar tu vorbești așa, crezi în filme? Pui mâna pe el și-l mierlesc, crezi că omori așa oameni și scapi? Și oricum, ți-aduc aminte numai că el a intrat în joc după ce ai dat tu jaful la casa de schimb valutar. Asta ce vrei să-mi spun? Păi, nu înseamnă nimic, zic. Mințiți, de ce nu spune și mie nimeni ce se întâmplă? Pentru că totul e în regulă. Atunci de ce n-am voie să ies din casă? Pentru că... Dacă te plictisești, du-te și joacă-te cu Aura. Aura a plecat, la fel și Mirela. Poftim? Unde s-a dus? Aura s-a dus să o ia pe Ana mică și Mirela s-a dus să se întâlnească cu cineva. Parcă Mircea a zis la telefon. Unde ai fost, mă? Pe unde umbli? Și unde te duci? Mă întorc imediat. Băi! Cine sunt eu? Mă, cine sunt eu? Sunt bărbată tu sau nu sunt bărbată tu? Da. Și atunci de ce te miști din casă când ți-am spus să stai în casă? N-ai avut răbdare să mergem împreună să ne luăm fata? Oricum nu mi-a dat. De ce? Că nu era acolo, nu știu ce femeie să-mi țineze o hârtie. Ce-i în punga asta? Niște haine pentru fată, ca alea cu care era îmbrăcată erau pătate și vreau să-i le duc mâine. Cu mine? Vreau să spun că ești un bărbat foarte grijuliu și un tată foarte bun. Ce-i, mă? Ce-ai păzit? Ce-ai? Bă, de ce dracu nu răspund mă la telefon, mă fac să vin până aici, pe frigul ăsta? Nu te mai plânge atât, mă, zi ce vrei. Ce să vreau, a dispărut Aura. Unde? Bă, știu unde, dacă știam mai veneam aici, nu-l luam și o duceam direct acasă. Dar tu te-ai întrebat dacă a plecat cumva de bunăvoie? Dar cine s-o ia Danezule? Noni, de exemplu. Bă, băiatule, n-avea cum s-o ia Noni, da? A furat și banii Mirelei din casă, lasă-mă în pace.